Veste uriașă pentru cuplurile din România care își doresc un copil, dar au nevoie de procedura de fertilizare in vitro. Ministerul Sănătății și Ministerul Familiei au modificat condițiile din cadrul programului care permite decontarea acestor proceduri. Printre cele mai importante schimbări, vârsta eligibilă pentru femei a crescut de la 40 la 45 de ani. În 2-3 luni s-ar putea face deja primele decontări. Raluca este din Vatra Dornei, are 28 de ani și în urmă cu 2 ani a încercat prima procedură de fertilizare in vitro. A vrut să se înscrie în programul național care deconta o parte din costuri, doar că nu s-a încadrat în criterii. Tot am făcut investigații care au dus spre o problemă, AMH-ul și în principala cauză. Doamna doctor mi-a spus, nu te vei încadra la program pentru că AMH-ul este sub 1. De nivelul AMH, respectiv hormonul antimulerian, se ține cont în evaluarea stării de fertilitate a femeii. În toată această perioadă, Raluca a făcut 3 fertilizări, fără succes. Costurile au depășit 60.000 de lei. Investigațiile următoare ar mai însemna iarăși 10.000 de lei. 2 credite pentru a putea supraviețui. Am făcut acum refinanțare pentru a putea să ne încadrăm din nou să începem o nouă procedură. Noile reguli stabilite de Ministerul Sănătății reprezintă singura șansă să-și vadă visul împlinit. Oamenii așteaptă să se treacă real la fapte și sunt oameni care așteaptă de foarte mulți ani și doar din cauza banilor nu reușesc să facă. Specialiștii spun că noul program poate duce la nașterea cel puțin 2000 de copii în fiecare an în România. Dintre cuplurile care fac procedură, reușesc cam 50% la prima încercare. Deci cuplurile care recomandăm și 2-3 proceduri, dacă merită și sunt șanse. Sunt cuplurile care noi recomandăm să se oprească. Gabriela Fira, ministrul familiei, cea care a anunțat noile condiții, spune că pe viitor prețul pentru fertilizarea in vitro va fi decontat integral. Suma decontată pentru o procedură este de 4.000 de euro în lei la cursul zilei. Condițiile cred că sunt foarte bune pentru femei între 25 și 45 de ani. S-a eliminat de asemenea acea condiționalitate privind valoarea AMH-ului, o analiză medicală. Noul program nu limitează numărul de proceduri de care poate beneficia, decizia rămânând la latitudinea medicului specialist. Poveste teribilă în Călăraș, un tată și fiica s-au fost uciși de...